Bună seara, stimați telespectatori! Am un invitat în premieră pe domnul colonel, domnul comisar șef, mă Comisar șef. scuzați, Nicolae Cojocaru. Ei, și acum citiți dumneavoastră, nu eu, că mi-am notat aici, stimați telespectatori, dar nu, e ceva gen ABSAP. Spuneți, vă rog, director. Director la Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, Vrancea. Deci, director la... Nu mai repet, că nu, n-am ținut minte. Da, n-am e, ținut e lungă minte. Titulatura. Deci, stimați telespectatori, e șeful de la buletine, printre altele, ca să fim așa e, mai, pă, mai neauși, nu? Sunteți șeful de la buletine. Pe scurt, da, da, pe județul Vrancea, că județul mai Vrancea. Sunt șef și la Focșani, și la Arjuri, și la Mărășești, și la Dumbrăveni. Deci, sunteți Nidra, cel mai tare Ordobești. Pe linia asta din județul Vrancea, da? Tare. Noi coordonăm activitatea, practic, a celorlalți colegi ai noștri din teritoriu, le efectuăm verificări și controle meteorologice, facem la toate serviciile publice comunitare, pe linie de evidența persoanelor, dar activitatea acestui serviciu nu este numai pe linie de evidența persoanelor, este și pe stare civilă. Aici coordonăm toată activitatea de stare civilă la nivelul județului Vrancea. Dar aș vrea să explicați și cu starea civilă, că toți cred că asta înseamnă numai când te duci să te măriți sau să divorțezi. Nu, ce e cu această activitate de stare civilă? Starea civilă este o activitate foarte complexă și foarte frumoasă. E, ca să fac așa o comparație, e cum e dreptul civil față de dreptul penal. Și dreptul penal e frumos, dar dreptul civil este mai frumos. Mai frumos. E mai greu, e mai stufos, are foarte multe articole, foarte multe încrengături, dar e mai frumos. La fel și starea civilă. Mai frumoasă decât cine? Mai frumoasă, cred eu, decât evidența populației. Evidența populației are câteva reguli stricte pe care trebuie să le urmărești, pe când starea civilă are și fel de fel de spețe, fel de fel de situații care te pune să gândești, să iei niște decizii, să poți deci să faci... Mai e mai complexă, e mai frumoasă, e mai... V-am zis, e altceva. E altceva. E mult mai frumos. Înainte de a intra, vreau să discutăm mai așa, mai pe larg despre lucrurile astea, dar ar vrea, pentru că sunteți prima dată în emisiunea mea și ăsta este formatul emisiunii, vreau să discutăm un pic despre dumneavoastră. Dumneavoastră ați terminat în 80 și cât școala? La 23 august 1989. Deci aveți ceva asta, experiență, da? 25 da? De ani. Mulți înainte, domnule colonel, domnule comisar, și mereu încurc astea. Deci în 89. Da. Bun. Ce școală ați terminat? Am terminat școala de ofițeri la Băneasa, după care am lucrat o scurtă perioadă de timp la Ploiești, la Serviciul Român de Informații. Răspundeam la acea vreme, exact cum am terminat școala militară, de platforma petrochimică Teleagen. Era, cum să spune, nu știu acum care mai este structura la SRI, la vremea aia era direcția economică. Aha, deci activitatea, preveneam și desfășuram activitate pe linie economică. La unde? La ce? La SRI Prahova. La SRI Prahova, dar răspundeați de ceva anume? Da, sau aveam toată platforma petrochimică Teleagen. Tot așa se fura și pe atunci, domnule nu comisar fura. Șef? Dar eu cum deschid televizorul văd, am mai băgat doi la pușcărie, am mai băgat trei la pușcărie, că sunt în America, deci, să fură de să zăpăcește. La momentul acela, fiind un obiectiv deosebit de important, acolo, înainte să ajung eu, avusese cu ani în urmă câteva evenimente. Explodase fabrica de piroliză de la Teleagen. Era un obiectiv deosebit de important. Acolo nu aveai voie cu foc, nu aveai voie cu băutură, nu aveai voie cu nimic. Era și aveam, exista birou de poliție, birou de SRI și birou de pompieri. Deci toate structurile Ministerului de Interne, că pe vremuri și SRI-ul era la Ministerul de Interne, erau toate reprezentate acolo și activitatea noastră, pe lângă cea de a strânge informații de diferite probleme care apar de producție, de ce se mai întâmplă acolo, aveam o paletă mai largă de activități, era și aceea de a preveni furtul, aveam echipe, făceam echipe mixte cu... Cei de la poliție? Cu cei de la poliție, cu cei de la pompieri, umblam noaptea prin tot combinatul da? Și verificam. Vă plăcea? Da, era de prima oară când am ajuns acolo,
să intri într-o... Eu pe vremea lucrasem la ISH. Era altceva, industrie grea, dar era altceva, nu avea grad de pericol. Nu putea să explodeze nimic în ISH. Nu era, erau strunguri, freze și alte utilaje. Dar aici mergeai prin kilometri de instalații care duduiau, erau așa tot timpul și erai tot timpul marcat, te gândeai că, având în vedere ce se întâmplase anterior cu ani în urmă, chiar murise un ofițer de securitate la vremea aceea, tot așa un băiat tânăr, să te iei cu oarecare teamă. Primele zile, cel puțin, până m-am obișnuit, mai aveam colegi mai vechi și care, practic, m-au îndrumat la momentul respectiv să cunosc obiectivul. La început a fost un pic mai greu și era oarecare teamă. Am stat puțin, pentru că după aceea au intervenit evenimentul din decembrie 89 și s-au desființat aceste birouri. A, dar stați puțin, că dumneavoastră atunci nu erați la SRI, erați la Securitate. Era Securitate. Abia ați terminat facultatea și v-au repartizat acolo. Pentru că la Băneasa, oricum, știu că la Băneasa nu intra chiar, se intra foarte greu în perioada aia, așa se intra greu? Se intra greu, eu am dat un prim an, n-am luat, an doi am luat, dar erau și niște condiții pentru, în afară de a fi membru de partid, asta erau condiții și la poliție și la celelalte structuri, dar era condiția să fi avut an, să fi muncit în producții. Lucru care la vremea aia nu îl înțelegeam, dar dacă stau bine și mă gândesc acum, îl înțeleg și cred că un om care a lucrat în producții și a socializat cu mulți oameni, au tras la șaibă, ca să spunem așa, alături de mai mulți oameni mai, și diferite condiții, unii mai bogați, alții mai săraci, unii cu probleme, unii înțelege altfel cetățeanul când îl întâlnește pe stradă și îi solicită sprijinul. Deci credeți că asta a fost Eu cred că părerea mea este că politica, ca un om înainte de a intra într-o asemenea structură, ar trebui să fie totuși într-o activitate noastră lucrativă, unde să se formeze altfel. Știți, și eu când m-am dus aici aveam... eram sub imperiul filmelor, care era polițist, prin hoți. Inițial am vrut să mă la poliție, dar pentru că aveam niște medii mai bune, am zis, nu, tu mergi în partea elaltă. Și citisem atunci cărțile lui Lorica Olujogu, Brașoveanu, o grămadă de alte cărți în astea, de polițist, îmi plăcea foarte mult. Și zic, mă fac polițist, o să prind hoți, o să fac aia, o să fac aia. Dar, în realitate, ca să prinzi un infractor și altfel, nu este munca care se prezintă în cărți, munca de poliție, este cu totul și cu totul altceva. Am o emisiune cu ea, săraca, Dumnezeu să ierte, și am promis că o aduc aici, dar mi-a spus că dacă ai pisici, să știi că nu vin la tine, că mie nu-mi plac pisicile. Eu am pisici, dar nu ăsta a fost motivul pentru care n-am adus-o, pentru că n-am mai avut timp și între timp a murit. Păcat, era o tipă super interesantă și chiar mi-a dat aminte de ea și am să mai dau un reluare emisiunea cu ea. Și cărțile care le-a scris însă erau foarte inteligente, foarte... Adică, dar era ea o tipă ușchită așa și foarte interesantă personalitatea avea, să știți, foarte interesantă. Asta este... Oricum, deci în 89 erați la Ploiești, v-a fost frică atunci, nu? Adică ne-am întins la vorbă, dar nu-i nimic, că n-ai nu, a fost o situație, a fost o situație așa, inedită, e o situație, toată lumea, probabil că în sinea noastră așteptam să întâmple ceva, să meargă, de exemplu, eu aveam toată familia la Focșani, dar stăteam într-o cameră. Erați căsătorit atunci? Da, aveam și un copil. Avea și copilul. Da, dar repartiția am prins-o la Ploiești, că așa se făceau, să nu prinzi în județul tău. Asta era o regulă de bază la vremea. Da, să nu prinzi în județul tău? Da, nu prinzi în județul tău, pentru că știa că ai rude, ai interese, ai nu știu ce. Și aveați de gând să faceți familia acolo. Păi trebuia să-mi aduc familia acolo și acolo unde s-o aduc, când dăduse o cameră într-un cămin studențesc, o cameră, așa, o chestie. Da? Ce familie se aduce acolo? Copil și nevastă, da. Era foarte tânăr atunci. Eram tânăr. Și aveam și păr mai mult și aveam și păr negru și era și mai crește și am puțin și mult. Da, aveam și ani mai puțin, da, asta este. Era frumos, da. Era frumos, da.
Dar nu aveam casă la Ploiești, aveam casă la Focșani și nu aveam cum să aduc familia. Și după aceea am mai stat o perioadă de vreun an, un an și ceva la Ploiești și am reușit, pentru că erau niște posturi la Pașapoarte, la Vrancea, să vin la Pașapoarte lucrător, în cadrul serviciului de Pașapoarte. La vremea respectivă. A, deci noastră la Focșani n-ați venit decât la Pașapoarte, n-ați mai trecut pe la SRI ca să fiți... Am venit pentru o scurtă perioadă la SRI, dar un fel de detașare. Șeful la SRI a înțeles situația în care mă aflam, erau ce erau la vremea respectivă și a zis, domnule, hai, mergi detașat la Focșani. Am stat o scurtă perioadă aici, după aceea am trebuit să mă întorc la Prahova și am căutat un loc de muncă permanent, că nu puteam să stau așa într-un provizorat. Și am venit la Pașapoarte și am stat până în 2005 acolo. La Pașapoarte? Da. Până în 2005? În 2000 sau 2005, nu mai... Așa. Da. În 2005 s-a înființat serviciul public de violența persoanelor. Și de atunci sunteți la... La... Buletine. Da, da. La buletine. Da, da. Și când ați devenit director general peste Vrancea, pe... Nu, a fost, deci, acest serviciu s-a creat în subordinea Consiliului Județean și în 2005 s-a înființat serviciul public comunitar prin contopirea evidența populației care era la poliție, la vremea aia, la Ministerul de Interne, s-a unit cu starea civilă, nu numai la nivelul nostru, și la nivelul orașelor. Da, așa s-au format și serviciile publice comunitare locale. Starea civilă de la Focșani, de exemplu, s-a contopit cu evidența populației de la municipiul Focșani. Și la fel, în tot județul, și noi la fel ne-am unit. Câte servicii de astea sunt? Adică câte sunt servicii aveți servicii. În subordine? Sunt da. Servicii, unde anume sunt plasate? Este Focșani, Arjun, Mărășești, Vidra, Panciu, Odovești și Dumbrăveni. Am creat noi Dumbrăveni, el exista pe hârtie, a existat mult timp, dar pentru a veni în sprijinul populației din zona aia, l-am deschis efectiv. Ca să nu se mai chinuie oamenii, da, tocmai de la Jitia și de la... Da, Jitia, Dumitrești, toată partea aia, acolo. Da. Și e un serviciu mare la Dumbrăveni? De când este deschis? N-am știut despre Dumbrăveni. Cam prin 2007 l-am deschis și pe acela. Este mare nu ca lucrători. Ca lucrători, cred că acolo ducem, purtăm discuții să mai angajeze niște lucrători. A fost și ordonanța aceea care, știți că a limitat numărul de lucrători în aparatul de stat. Da, 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 da. Și acum da, se pare că se intră foarte greu, se găsește da, greu. Da, se găsește serviciu. Greu. Dar legislația de acum permite, acolo unde este nevoie, să mai suplimentăm cu lucrători. Pentru că acea ordonanță ținea cont, care prima inițială, și după aia a venit o modificare a legii, ținea cont numai de populația deservită, de serviciu public comunitar, din localitatea de reședință. Deci comuna Dumbrăveni, nu știu cât, 5.000 de locuitori, să zicem. Deci da, aparatul trebuia dimensionat pentru acești, dar ei deserveau în realitate vreo 40 și ceva de mii de locuitori. Și acum ați mai angajat pe cineva acolo? Acum deci sunt trei lucrători și am înțeles la domnul primar că intenționează să mai angajeze. Da, aici la Focșani unde aveți dumneavoastră sediu, deci cu Zavodă, nu știu cât numărul. 52. Cu Zavodă, stimați respectatori, 52, unde este și evidența populației și starea civilă, aveți suficienți angajați, domnule? Da, noi pe schemă avem 26, dar suntem doar 19 lucrători, de fapt 18 cu unul este suspendat temporar. Suspendat de ce? A cerut, am auzit cuvântul suspendat. La cererea lui. La cererea lui, da. Da, pentru rezolvarea unor probleme familiare a cerut 2 ani de zile să suspende activitatea. Eu să vă rog, domnule colonel, domnule comisar șef, domnule director general, că mă scuzați, că nu știu director cum să... simplu, că general domnule nu director, e. Domnule director, să ne explicați și nouă în ce constă activitatea dumneavoastră, dar de fapt nu mă interesează foarte tare în ce constă activitatea dumneavoastră, nu vă supărați că spun lucrul ăsta, ci mă interesează ceea ce așteaptă
telespectatorii noștri de la serviciul pe care îl dă, ce trebuie să facă oamenii, ceea ce credeți că ei nu știu. De exemplu, cum am rămas eu fără buletin acum o săptămână, nu știam, două săptămâni, nu știam că mi s-a, cum se cheamă? A expirat valabilitatea și puteam să trec. Întâmplător am aflat că mi se expiră și cei de la dumneavoastră au fost foarte prompți, au rezolvat foarte repede situația. Haideți să discutăm un pic strict despre serviciul ăsta, care este foarte important pentru noi toți până la urmă. Începem cu ăsta și după aia cu evidența, cu evidența populației și după aia cu starea civilă. Da. Păi, ce să vă spun, cazul în care expiră cuiva documentul de identitate, tot ce trebuie să facă este să se prezinte cu o nouă cerere. Deci în caz de la pierdut sau i-a fost furat, dacă nu l-a declarat la poliție și nu are o dovadă, deci noi îl considerăm tot pierdut, pentru că asta e. Da, el trebuie să achite. Mă rog. Da, el trebuie să achită o taxă de 12 lei la Unitatea Administrativă Teritorială, unde este serviciul respectiv. Deci Focșaniu achită la Primăria Focșani, la Dumbrăveni, la Primăria Dumbrăveni și așa mai departe. Deci acolo se achită o taxă de 12 lei care reprezintă contravaloarea cărții de identitate. Dacă îmi permiteți, domnule director, în cazul în care omul habar n-are că i s-a terminat, cum se cheamă, expirat buletinul, să duce să-și plătească nu știu ce la o bancă. Cum, și ce bine îmi pare că am fost pe fază, m-am dus la o bancă să plătesc ceva cum câteva zi și îmi spune funcționarul, doamne, aveți buletinul expirat. N-am buletinul expirat, am buletin nou, dar puteam să fiu în postura să mă duc și să n-am habar. Și atunci foarte mulți îi văd că le e frică să mai vină din cauza amenzii pe care cică trebuie să o plătească. Nu. În ce condiții se plătește amenda? Deci, din tot ce am discutat noi cu șefii serviciilor publice comunitare locale, am stabilit că acei cetățeni care au posibilități materiale reduse și care probabil nu din vina lor nu au reușit să prezinte în termenul legal pentru preschimbarea documentului de identitate, să nu fie amendați. E adevărat că amenzile le pot da atât serviciile publice comunitare, lucrătorii la serviciile publice comunitare locale, cât și lucrătorii de poliție. Deci la circulație, dacă mă oprește, sau nu îmi cere buletinul la circulație, îmi cere permisul. Nu, dar lucrătorii de poliție, de exemplu, de la comuna nu știu care, se duce acasă la un cetățean anul ăsta și l-anunță domnul Ion sau Vasile, așa, domnul Ion, va expira cartea de identitate, vă rugăm frumos, mergeți la serviciu public, va expira cartea de identitate și vă puneți în legalitate. Nu s-a pus în legalitate. Noi anul următor îi comunicăm din nou că domnul Ion nu s-a pus în legalitate. Se duce iar la domnul Ion acasă și spune, domnul, știți, v-am anunțat și anul trecut, va expira cartea de identitate. Mergeți și să vă faceți calendarul. El iar nu vine. Și normal, și polițistul are o grămadă de treabă în comună. Printre alte activități are și asta de a atrage atenția cetățenilor și de a ne sprijini pe noi să-i punem în legalitate cu acte de identitate. Și dacă îl vede că domnul Ion este perseverent în a nu se pune în legalitate, poate să-i aplice o amendă. Și de multe ori, pe bună dreptate și foarte corect, că să stai în postura asta de boschetar, eu așa spun. Eu când mi s-a spus că eu uitasem, bineînțeles, și când mi s-a atras atenția, vedeți că vei expira, nu știu ce, am intrat în panică. Am zis, dom'le, ce mă fac? Că eram cu piciorul rupt, că eram cu nu știu ce, nu stau fără buletin de identitate ca o boschetară. Tatăl meu, Dumnezeu să-l te, dacă zicea de la poartă până la alimentară, știu că s-a întors odată din drum. De ce te-ai întors, tata, că mi-am uitat buletinul acasă? Hai, dacă până aici nu se pleacă fără... Erau mult mai educați oamenii pe vremuri. Dom'le, nu plecau fără buletin de acasă. Da, așa era. Scurt. Că ești în Focșan, că ești, trebuie să ai actul de identitate la tine. Este și o obligație, că orice polițist, în orice situație, poate să te legitimeze. Și dacă nu poți să prezinți un document de identitate, poate să te și amendezi. Eu vreau să vă spun și să mulțumesc serviciului pe care îl conduceți pentru promptitudinea cu care ați acționat, că eu intrasem în panică și am văzut că aveți măsuri pentru orice situație ca să rezolvați problemele astea. Eu eram netransportabil atunci. Da, avem multe activități în astea, chiar și în cursul anului 2013 și la începutul anului până acum.
sunt o serie de persoane cu dizabilități. Eram o persoană cu dizabilități. Da, da, era ceva trecător, dar sunt persoane care, din păcate, de ani de zile sunt imobilizate la pat și cărora în decursul timpului le expiră documentul de identitate. Ei au nevoie să obțină, probabil, niște ajutoare sociale, facilități, niște medicamente, niște lucruri mai deosebite. Și noi am luat măsura asta, sunt undeva într-un județ, cum îl ducea pe un om cu un căruț și îl urca la nu știu ce etaj ca să-i facă poze, să-i facă buletin. Și la vremea aia, eu și colegii mei ne-am gândit să facem un serviciu de ăsta care să, la nivelul județului și chiar și local, acum fac și dânsii, să trimitem noi un lucrător cu aparat foto, cu tot ce trebuie și la domiciliu, acolo chiar în pat, de multe ori, s-au făcut cărți de identitate a oamenilor care erau în pat. Vă spun, am fost foarte plăcut. A ridicat puțin pe pernă, așa, i-au aranjat un ceva alb în spate care să iasă pe fundal și i-am rezolvat problema asta. Deci asta a fost ideea dumneavoastră, a colegilor cu dumneavoastră? Chiar atunci, la început, când am înființat, când am început și noi să avem, am avut mare noroc că de la început Consiliul Județean ne-a înțeles și ne-a asigurat și mașini și aparatură tehnică, deci când ne-am înființat, ce era mai nou și mai bun în domeniul calculatoarelor, am cumpărat pentru serviciul ăsta, pentru că și tehnica asta azi e nouă, e bună și peste un an de zile îmbătrânește. Ei, noi am luat, ne-au înțeles, ne-au dat fonduri la momentul ăla, la Consiliul Județean, da? Pentru că fondurile noi le primim la Consiliul Județean pentru a funcționa. Serviciile publice comunitare le primesc de la primării ca să funcționeze. Deci sunteți strict subordonați Consiliului Județean. Da, da, avem dublă. Deci suntem subordonați Consiliului Județean, dar activitatea noastră este coordonată pe linie metodologică de către Direcția de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, care are sediul la București. Dar dânsii nu asigură și asigură o parte din materiale gratuit, o parte contra cost, dar tot suportul material este, majoritatea suportului, cea mai mare măsură este de la Consiliul Județean. Domnule, excelent, pentru că vă spun, intrasem în panică, chiar o prietenă mea a zis, hai mă, asta e problema ta, acum tu nu poți să te dai jos din pat și n-ai buletin, ce-ți vine cineva să te legitimeze acasă? Am zis, mă, eu ca o boschetară nu stau fără buletin, scurt. Mi se pare, înseamnă că sunt așa, că nu aparțin... Ăsta e un lucru bun, dar să știți că sunt mulți cetățeni care... tot așa, din neglijență, din... Domnule, neglijență, așa e și a inconștiență mai curând. Așa, de multe ori ne întâlnim cu situații de genul că l-ar ispirea de 2-3 ani de zile. Și să te trezești că vine, domnule, întrebi în 2 zile, întrebi 3 zile, în 3 zile, întrebi chiar ieri, dacă se poate, că are nevoie, are nevoie să vândă ceva, să cumpere ceva, să meargă la o bancă, să facă nu știu ce... noi am trimis și la poștă și la bănci și peste tot. Dom'le, nu le dați pensia dacă are, la sigur, cei care au documentele expirate. Nu, mi se pare corect, și e normal. Orice, nu. Adevărul e, domnule director, că oamenii, noi dacă am fi așa mai prieteni unii cu alții, stimați telespectatori, ne-am gândit și la cei de lângă noi și la cei care ne coordonează anumite activități. Uite cum e asta. Dom'le, ce să-i fac eu omul ăla de la buletine? Necazuri, că la un moment dat și de la București se fac niște de-astea statistici, niște, și vine și lea la răspunde, dom'le, dar ta nu știi că la matale în județ sunt 500 de oameni care n-au buletin, cum de îi lași și nu-i tragi la răspundere? Se poate treaba asta? Nu. Deci, față de perioada mai din vechi, pe mine, da, înainte, pe vremea Ceaușescu și chiar și mai încoace până prin 95-98, așa, era un mare bai, ca să zic așa, că erau expirați mulți și chiar așa le spunea, aveți mulți expirați. Se face o statistică și la nivelul județului și la nivelul țării și trimestrial ne comunică și nou cât cetățenii au, acum le spune, care nu sunt puși în legalitate. Deci nu mai este răspunderea noastră, pentru că, pe bună dreptate, noi nu avem nicio vină
cât cetățean... Păi nu luați peste ochi, dacă nu. O iau nu. Omul ăla pe și vremuri, pe vremuri, cei lucrători de evidență, inclusiv lucrători de poliție, că dacă un lucrător de poliție avea în sectoristul, să zicem, avea în sectorul lui un cetățean cu buletinul expirat. Așa. Erau buletine pe vremea aia. Și dacă se ducea acasă, nu găsea și auzea că este undeva pe la satul mare și stă pe acolo fără formă legală, se ducea după el. Era obligat să Da, se ducea după el. Așa, așa ne povestesc și nou ne povesteau cei care i-am găsit când am preluat noi activitatea, când am venit și noi în activitatea. Și, domnule, înainte se ducea milițianul, că erau milițieni atunci, se duceau după el și îl punea în legalitate. Adică e, și chiar și mai încoace, acum fiind și cu stații foto și cu sistemul ăsta informatic, sunt alte reguli și alte criterii și alte astea. Dar mergea chiar și mergea milițianul din poartă în poartă, strângea buletinele expirate, erau buletinele acelea, lua și trei poze, așa, le lua și trei poze de la cetățean. Le spunea, aveți că vin mâine și treau buletinul și pozele și ce documentele mai luau ei atunci la vremea aia, niște bănuți, ceva, așa, și venea cu el, cu sacoșa la evidența populației și lui se făcea ori prelungirea valabilității, ori un nou buletin, așa, după aia lua înapoi și se ducea și le ducea acasă la cetățean. Da. Și cred că și prin prisma asta, generațiile mai vechi așteaptă să vină polițistul la poartă să-i aducă aminte. Da, am avut situația că noi, pe lângă faptul că mergem acasă la cetățenii cu dizabilități, mergem și în comunitățile aflate mai departe de serviciile publice comunitare. Am fost la Jitia, Dumitrești, Vintileasca, am fost chiar și acum zilele astea, Poiana Cristei. Și se poate ajunge acolo la Baia Vista? Da, noi trimitem mașina în mare noroc, avem că lucrătorii de poliție la postul de poliție, au și atribuții pe linia de evidență a populației, mobilizează cât mai mulți cetățeni, anunță, vedeți că în ziua cu tare urmează, toți care aveți expirații, îi anunță și nominal, chiar se duce în bar din poartă în poartă și le spune, domnule, veniți că vin băieții cu stația mobilă, ei zic cu caravana. Cu caravana, cu caravana, așa l-au obișnuit. Și noi ne ducem și îi punem în legalitate și pe oamenii aceia. Foarte și mulți dintre ei am constatat că am fost la câteva acțiuni din astea și zic, dom'le, dar nu ne-a anunțat nimeni că avem buletinul expirat. Dom'le, sunteți chiar născuți nici de acum. Cum credeți că să vină cineva să vă anunțe, mai asta nu vedeți? Da. Văd că ăsta ultimul buletin pe care mi l-ați adus, pe care mi l-ați făcut, pe care l-a făcut biroul pe care îl conduceți, e până în 2074, deci mi-ați urat la mulți ani, încă 100 de ani, și încolo. Da, deci este perfect, dar până în 2074 tot să trăiesc. Da. Domnule, da. Eu le spun, multă lume mă întreabă și eu zic că, bine, deci l-am valabil vreo 50 sau 60 de ani. Da, da. Îl dă calculator așa, după o anumită vârstă, după 50 de ani, îl dă calculator. Da. Și zic, nu-i nimic, ne întâlnim atunci și vă facem altul. Și vă facem altul, da. E faină chestia, da, când m-am uitat acolo până în 2074, hai că am de trăit, dar și încolo mult și bine. Spuneți-mi, vă rog, în ce condiții trebuie totuși, de exemplu, sunt aici, am buletinul până în 2074, dar dacă mă mut în altă casă, ce fac? Da, deci dacă vă mutați în altă localitate, este sau chiar în altă... Da, sau în alt, chiar raza aceluiași oraș, la altă adresă. La altă adresă, deci trebuie să vă prezentați, adică aveți obligația chiar, să vă prezentați din nou cu certificat naștere de căsătorie și actul de spațiu al noului domiciliu pe care îl aveți dumneavoastră. Deci asta e foarte plus important. Plus taxa aceea de 120.000, așa am plecat, n-am mai spus restul de documente. Da. Că e important de știut, că, de exemplu, mi se întâmplă și mie. Certificat de căsătorie, bineînțeles, la cei care sunt căsătoriți. Cei care sunt divorțați trebuie să aducă hotărârea judecătorească rămasă definitivă de divorț. Aoleu, au fost situații de astea când au venit la mine, știți, diverse persoane. Doamnă, știți că îmi trebuie, munceau oamenii în Italia. Da. Și a venit unul la mine, țin minte, doamnă, vă rog, trebuie să fac buletin. Păi faceți-vă buletin, duceți-vă. Nu, dar știți că îmi cere hotărârea de divorț. Păi, dacă vă cere, duceți-vă. Dar nu am, că e la nevastă mea, așa, ea nu-mi trimite. Și... Bun, în situația de asta ce se poate face? În situația asta merge la...
tribunalul, judecătoria unde s-a desfăcut căsătoria, solicită un duplicat. Deci, după o treia divorț, îl pus legalizat și ampilat. Deci nu e o problemă așa de gravă. Nu este o problemă. Și dacă, acum, mai vorbim noi așa, mai lăsat după la noi, noi am făcut ca și propunere la modificarea legii, am primis-o, mai avut și la întâlniri care le avem cu periodic, am făcut ca pentru persoanele care au divorțat și sunt bătrâni de acum, au divorțat sau în alte localități din țară și nu mai au cum să mai le găsească, nu mai știu când au fost căsătoriți, de câte ori au fost căsătoriți, de câte ori au divorțat, nu mai știu. Am zis, venim în sprijinul cetățenilor să facem noi o corespondență cu oficiile de stare civilă, pentru că pe marginea actelor de stare civilă, naștere, căsătorii, să fac anumite mențiuni și pe acele documente să regăsesc, deci pe certificatul de naștere, să găsesc toate mențiunile privind starea civilă a unei persoane, deci începe cu certificat de căsătorie, dacă s-a căsătorit, să face mențiune de căsătorie pe certificatul de naștere, dacă a divorțat, să face altă mențiune, dacă iar se căsătorește, iar să face mențiune și tot așa. Deci certificatul de naștere, de aia spun că activitatea starea civilă este deosebită și de aici pleacă practic identitatea omului. De la naștere, odată că eliberează certificatul lui de naștere. Ei, acel certificat de naștere poartă pe el toate mențiunile legate de persoana respectivă, inclusiv la urmă, când omul a decedat, să face și mențiunea de deces pe acel certificat de naștere. Pe certificatul de naștere? Da. Deci se face. Deci, când te-ai născut, îți dă idealul maică ta un certificat? Nu pe certificat, pe actul. A, pe actul. Pe actul. Nu, de, nu, pe da, da, da. Certificatul de naștere este la purtător. Da, 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 la purtător. Dar da. Actele de naștere, căsătorie și deces, sunt niște registre unde se, pe marginea lor se consemnează toate faptele. Aici, la toate faptele de stare civil. Deci naștere, deci plecăm cu nașterea și după aceea, pe acel act, pe acel registru, unde sunt mai multe file și fiecare fil este un act de naștere, la fel fiecare registru de căsătorie este un act, are mai multe file și fiecare fil este un act de căsătorie și așa mai departe. Vă ajută cu ceva calculatorul ăsta acum, că toate sunt trecute în... Da, ne ajută foarte mult pentru că e mai ușor să identifici, să cauți o persoană. Acum, de când s-a trecut la sistemul ăsta, facem legătura între soți, lucru care era greu înainte, pe hârtii, cartoteci, erau niște feluri, să spunea, afișe de evidență locală, niște cartoteci, așa, nu prea aveai legătura cu... Și era greu de umblat, de verificat. Acum facem legătura între soți, facem legătura între părinți și copii, e mult mai complex să identificăm persoana și după adresă, dăm... strada Victor Grigorescu, numărul 5, să vedem. Și acolo, când am intrat, văd cine stă. Toți locuitorii care și-au făcut act de identitate pe domiciliul respectiv. Este interesant, e foarte interesant ceea ce faceți și probabil că așa, implică o mulțime de muncă. Nu e ușor să știi datele la fiecare. E interesant. Nu oricine poate să facă, cred eu, nu? Trebuie să ai o școală specială pentru așa. Nu, toată lumea. Nu mă refer la cea care scrie, copiază un act după un registru, la cei care chiar se ocupă direct de... Sunt și diverse cazuri pe care le urmăriți, dar avem legi, avem metodologii și care... îndrumări care sunt pentru la DPABD. Și dacă respecti tot mecanismul, nu ai cum să nu... E vreo colaborare între biroul de pe care îl conduceți și pașapoartele, că pașapoartele sunt altceva? Avem o colaborare și cu dânsii pe linia cetățeanul român cu domiciliu în străinătate. În momentul când un cetățean român dobândește statutul de cetățean român cu domiciliu în străinătate, noi și ne comunică ca să facem și noi mențiunea în evidență. Odată devenind cetățean român cu domiciliu în străinătate, îi se retrage cartea de identitate și nu mai are dreptul să aibă o carte de identitate, odată ce are acel pașaport. Mulți oameni nu știu și își fac pașapoarte de cetățean român cu domiciliu în străinătate, da. Asta e. Asta este. Spuneți-mi, vă rog, deci condițiile în care se schimbă buletinul sunt... m-am mutat în altă parte, în alt oraș, în altă stradă, chiar în același oraș. Mai este o situație pe care am întâlnit-o, oamenii nu vin să-și facă buletinul pentru că, doamnă, stau și eu și discut cu atâta lume,
și spun, domnule, dar du-te și fă-ți buletinul, nu sta, că nu e frumos, e ilegal, te oprește cineva, ai nevoie să scoți bani de la bancă, să-ți iei pensia, să... Doamne, nu pot să mă duc, că nu mai am certificatul de naștere. Da, în cazul ăsta... Sau altul, n-am certificatul de căsătorie, n-am altul de la casă, n-am... Da, da. Deci, dacă persoana s-a născut pe raza serviciului public comunitar, unde și-are domiciliu, de exemplu, este un cetățean din Focșani și a pierdut certificatul nașterii și căsătorit. Spune că și-a pierdut așa, tot. Da, da. Și are domiciliu în Focșani. S-a născut în Focșani. Merge la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor Focșani cu taxă de 120 de lei pentru contravaloarea cărții de identitate și cu două taxe de către 2 lei. Astea sunt timbre fiscale. Sau timbre fiscale, da, de câte 2 lei. Da. Și odată cu cartea de identitate și cu actul casei. Da? Deci dacă nu l-are nici pe ăla? Băi, nu, actul casei trebuie să-l ai. Nu, haideți să mergem pe situația care are actul așa, casei. Da, bun. Are deci actul are casei. Actul casei. Are da. Actul casei. Ei, odată cu cartea de identitate se eliberează și certificat de naștere și de căsătorie. Da? Și da, cartea de identitate. Deci, asta în cazul că s-a născut în... Când s-a născut pe raza... Județului. Nu, localității Focșani și a comunilor arondate. Dar care dacă s-a născut la Baia Mare și a venit în Focșani... Și are domiciliu. Nu, dacă s-a născut la Baia Mare, are altă posibilitate. Vei pune la Focșani și eliberează o carte de identitate provizorie. Și că nu mai are niciun document identitar sau este expirat și depune o cerere la starea civilă la municipiul Focșani care face corespondență cu Baia Mare sau cu orice altă localitate din țară și aduce certificatul de naștere la Focșani. La Focșani. Deci sunt da. Posibilități. Sau la, dar, poate da. Stă la, nu neapărat la Focșani, stă la Vulturul. Sau la altă da. Deci merge la starea civilă la primăria Vulturului și solicită să-i aducă certificatul de naștere dacă are o carte de identitate valabilă. Pe baza acelei cărți de identitate valabile, el aduce de unde locuiește. Dacă nu, îi se face o carte de identitate provizorie cu valabilitate, depinde, la 3 la luni, la un an de zile, că e maxim un an de zile carte de identitate provizorie, și îi aduce oriunde din România un deci, certificare naște sau căsătorie. Pentru orice situație de acest gen, există o soluție. Deci da. Nu există motiv, am dus că n-am certificatul de naștere. Se poate rezolva oricum. Important este să vă duceți, să vă cereți actul de identitate. Repet, e cumplit, dacă ați fi văzut scena de la mine de acasă, când prietena mea îmi spune, mă, termină cu buletinul ăsta, că tu ești vai de capul tău acum și trebuie buletin. Dom'le, nu stau fără buletin, dau telefoane, trebuie să-mi aducă buletin. Bun. Vin alegerile acum, domnule, asta e un an care o să fie greu și pentru noi și pentru dumneavoastră, noi ca presă vorbesc, ca o să avem de alergat mult, acum pe 25 mai. Deci faceți-vă buletine, că trebuie să mergeți să votați, stimați de respectatori. Da. Da? Ei, sigur, în acea perioadă... Atunci, cum vă implicați dumneavoastră ca... Până atunci, noi suntem zi de zi la dispoziția cetățenilor pentru a-i pune în legalitate cu acte de identitate, ca să poată să meargă la vot sau să-și facă alte interese. Dar, sigur, în acea perioadă, așa cum s-a întâmplat în fiecare, fiecare dată când au existat alegeri, noi am avut deschise serviciile publice comunitare tot timpul. Și în acea perioadă, inclusiv sâmbătă și duminica. De obicei se organizează duminica și cu sâmbătă dinainte și duminica respectivă, noi am avut serviciile publice comunitare deschise pentru a veni în sprijinul cetățenilor care constată, unii dintre ei constată chiar în ziua aceea că n-au carte de identitate sau că a expirat. Sau că eu și atunci poate să-l obțină pe loc? Și atunci, da, ne... mobilizăm cu toții și facem în așa fel încât să îl punem în legalitate cu un document de identitate pentru care se poate fie carte de identitate normală sau o carte de identitate provizorie care se poate să meargă să voteze. Ați avut probleme la vot vreodată? Nu, n-am avut. Mulți au venit chiar în ziua aia, în acele zile, nu neapărat că vreau să meargă la vot, dar s-au gândit că fiind sâmbătă și duminică nu mai întâlnesc ocazia, mulți poate lucrau și... Au profitat de ocazie ca să se pună... Va da de lucru mai mult. Interesul nostru este să punem, să fim la dispoziția cetățeanului, să-i punem în legalitate și prea puțin ne interesează pe noi că
Ne dă sau ne dă de muncă. Asta este activitatea, asta trebuie să o facem, trebuie să o facem plăcere. Auziți, de până și mie, ați fost pus în situația să descoperiți vreun buletin fals? Da, cu ani în urmă am avut o situație neplăcută. Da? Da, să descoperim că am avut falsuri de identitate, dar au fost foarte puține, n-au fost la noi la județ, că acum mai nou și noi facem cărți de identitate, adică mai nou, după câțiva ani facem chiar, noi facem, avem posibilitatea să facem pentru tot județul. Așa, da. Deci pentru orice locuitor din județ, indiferent, servicii publice fac numai pentru localitățile lor și cele arondate. Noi avem situații când vin oamenii să grăbesc și dacă s-ar duce să spunem la Panciu, îi zice că îi dă cartea de identitate într-o săptămână sau două, pentru că se creează acolo un lot și să tipărezi la Focșani. Așa, cel de la Panci spune, merge la serviciul județean, achitați acolo taxa de 12 lei, la noi se poate achita chiar pe loc taxa, nici nu sunt valabile alte taxe decât aia cea care achită la noi acolo și putem să rezolvăm persoana într-o zi, în aceea zi sau în două, trei zile. Ei, noi n-am avut de-astea cu aplicare la fals, au fost la alte servicii publice comunitare, dar unul care a fost făcut la un serviciu public comunitar, n-am să nominalizez acum, a fost, de fapt, a fost o chestie așa, e o nebuloasă, că nu știu dacă s-a rezolvat nici acum. Era o persoană cu handicap mental, a ajuns până la urmă la un centru la Măicănești. Ea a zis că o cheamă așa cum și-a susținut că o cheamă într-un anumit fel, am înțeles că a apărut și prin presă undeva pe la București, parcă a scris într-un ziar central. Poliția a făcut verificări la, stătea la o familie într-o localitate de aici, a făcut verificări la familia aia, toată familia, toți locuitorii din comunitatea respectivă o cunoștea, o cheamă așa, că s-a născut așa și a făcut toate datele alea, da, dar n-avea niciun document doveditor. Nu avea nimic. Cineva a greșit și cei la staia civilă i-au procurat chiar și certificat de naștere de acolo, de unde s-a născut. Da. Culmea e că a prezentat date reale. Și nu am putut, am făcut chiar și eu investigații acolo, n-am putut să stabilez dacă... Poate lucra sub acoperire. Nu, săracă, era dusă cu duhul tare. Da, da, și dar dacă eu vreau să-mi fac un buletin în care să scrie că m-am născut în 1980, nu se poate? Nu se poate, pentru că luăm de bază certificatul de naștere și nu avem cum să... Da, bineînțeles că a fost o glumă, dar mi-a fi plăcut. Știți, dacă ținea, mi-a fi plăcut. Domnule comisar șef, mă bucur mult că ați fost astăzi aici la noi. Vreau să să mai veniți, pentru că vreau să știe toată lumea. Da, poate data viitoare discutăm ceva și despre starea civilă, despre transcriere. Uite, facem o emisiune specială despre starea civilă. Da, transcriere, acum a fost așa mai multe, că erați primul. Schimbări de nume pe care administrativ, despre rectificări. V-am zis că acolo este activitatea mai complexă. Păi peste două săptămâni vă invit. Nu știu, când mai aveți noastră și dacă ne găsim o fereastră și spectatorii noastre vor să afle date și cum să convinsă și eu vreau să aflu. Da. Atunci poate mai, eu știu, poate ne mai întâlnim. Cu tot dragul vă aștept, vă mulțumesc foarte mult, la revedere, stimați telespectatori.